În prezent, în adăpostul pentru câinii fără stăpân din Drobeta Turnul Severin, trăiesc 500 de patrupede. Acestea au asigurate aici hrana caldă și apă. Reprezentanții adăpostului pentru câini comunitari din Drobeta Turnul Severin au grijă ca în fiecare oră animalele să primească apă proaspătă, iar cel puțin de 2 ori pe zi hrană. La căței mai mici le dăm de 3 ori pe zi, la căței medii le dăm de 2 ori pe zi, iar la căței mari o dată pe zi, depinde de rația, acum a mărit și rația de când cu frigul acesta. De când a venit gerul, câinii au primit și tratamente injectabile cu vitamine, tot pentru a trece mai ușor peste perioada geroasă. Le administrăm la fiecare în parte o doză de vitamine pentru a întări sistemul imunitar și a rezista mai ușor la frig. Am mărit rația de hrană de 2 ori pe zi, pentru că o parte din hrană se transformă în energie și asigură confortul termic. Încălzirea câinilor comunitari din adăpost se face cu ajutorul unor aparate speciale care funcționează pe bază de curent electric. Anul trecut, mai multe sobe asigurau încălzirea în padocuri. Acesta este un tun de căldură care le asigurăm în permanență căldura. Doar ce este foarte frig. De câte ori pe zi funcționează acest tun de căldură? Permanent. Acest tun de căldură funcționează permanent. Le asigurăm căldura să fie permanentă. Cei care vor să adopte un câine din adăpostul din Drobeta Turnul Severin o pot face cu încredere. Animalele sunt vaccinate și își așteaptă stăpânii de când au fost adunate de pe străzi, însă până acum severinenii nu s-au arătat interesați de adopții.